Nu începe la un deceniu după moartea lui Jason Todd, o pierdere devastatoare care a determinat pe Batman, cunoscut și ca Bruce Wayne, să pună capăt carierei sale de supereroi și să se retragă. Cu toate acestea, criminalitatea în Gotham City a crescut din nou, în special din cauza apariției unei bande nemiloase cunoscute sub numele de mutanți. Odată cu lăsarea întunericului asupra Gothamului, Bruce Wayne și comisarul Gordon, care cunoștea identitatea reală a lui Batman, au stat împreună sărbătorind deceniul de retragere de succes a primului. Dar ce nu știau ei era că orașul avea nevoie mai mult ca niciodată de Batman pentru a salva de valul crescând de criminalitate. În timp ce Bruce se întorcea acasă după sărbătoare, amintirile trecutului său începeau să-l copleșească. A discutat despre retragerul lui Gordon și despre problema crescând a bandei mutanților din Gotham. În timpul plimbării sale, a dat peste un ziar cu fotografia unui colier care i-a amintit de mama sa. În timp ce adormea, a avut vise despre copilăria sa care l-au făcut să-și amintească de trecutul său ca Batman. A doua zi dimineață, la azilul Arkham, Harvey Dent, cunoscut și ca Two-Face, a suferit o intervenție chirurgicală estetică pentru a-i reface fața. Între timp, Joker era și el tratat acolo, dar căzuse într-o stare depresivă ca urmare a retragerii lui Batman. Operația lui Harvey a avut un succes, iar cei doi medici au ținut o conferință de presă pentru a le cere cetățenilor din Gotham să-l primească pe Harvey înapoi. Cu toate acestea, aceasta a fost ultima dată când Harvey a fost văzut înainte de a dispărea. În timp ce Bruce vedea știrile despre haosul din Gotham, începea să simtă un sentiment de nostalgie pentru moartea părinților săi și pentru rolul său ca Batman. Dezordinea din Gotham readucea amintirea ale trecutului, iar el începea să fie umbrit de personalitatea sa de Batman. După un deceniu de retragere, Bruce Wayne decide în cele din urmă să îmbrace din nou pelerianul lui Batman. Salvează o femeie numită Carrie Kelly și prietenii ei de la o tentativă de crimă, prinzând și o bandă de hoți care jefuise anterior o bancă. Cu toate acestea, în timpul capturării hoților, Batman descoperă indicii care sugerează implicarea lui Harvey Dent în crimă. În ciuda vârstei sale, Bruce continuă să caute adevărul și este mustrat de către credinciosul său majordom Alfred pentru acțiunile sale. Între timp, un avocat care reprezintă unul dintre suspecții anterior de jaf îi cere comisarului Gordon să elibereze clientul pretinzând nevinovăția acestuia. Gordon ascultă, dar suspectul nu beneficiază nicio protecție din partea poliției. În acea noapte, când suspectul se întoarce acasă, Batman sosește imediat pentru a-l întreba despre implicarea lui Harvey în jaf. Comisarul Gordon primește un nou dosar de la oamenii săi și decide să-l cheme pe Batman prin activarea Bat Signal, lansând oamenii din Gotham City să știe că suspectul și-a pierdut proprietatea. Când Batman ajunge, Gordon îl informează că Two-Face are și să fure două elicoptere militare. Batman recunoaște semnale și îi spune lui Gordon că Two-Face este acum complet absorbit de partea sa întunecată și probabil va lansa planul în următoarea noapte. Având acum două elicoptere la dispoziție, Batman presupune că ținta lui Two-Face trebuie să fie ceva mare și bănuiește că ținta acestuia este clădirea Gotham Live. Urmările acțiunilor lui Batman duc la transmisia TV din Gotham, care este plină de discuții despre Batman, iar ținta inamicului este clădirea Gotham Live. Întoarcerea lui Batman în Gotham City începe să stârnească agitație. În noaptea următoare, pe măsură ce Two-Face lansează atacul său asupra clădirii Gotham Live, Batman se pregătește să-l înfrunte în cele două elicoptere deturnate. Two-Face atrage rapid atenția cetățenilor deturnând antena de transmisie și difuzând o amenințare către oraș. Two-Face amenință că va arunca în aer turnul Gotham dacă guvernul nu-i plătește răscumpărarea în 22 de minute. Odată cu încheierea transmisiei, Batman intră imediat în acțiune. După ce a dezamorsat cu succes una dintre bombe, Batman se grăbește la celălalt turn pentru a opri planul lui Two-Face și pentru a pune capăt intențiilor sale destructive. Când îl înconjoară pe Two-Face, descoperă că o operație estetică făcută lui Harvey Dent a eșuat și că avea în continuare cele două fețe rele. Harvey spune că se vede în onoare ca Two-Face, în ciuda eforturilor medicilor de la Arkham de a-l vindeca. În timp ce știrile despre atacul cu două fețe asupra clădirii Gotham Live continuă, întoarcerea lui Batman se răspândește la știri. Carrie Kelly, care a fost salvată de Batman anterior, este inspirată să devină Robin și se alătură lui Batman lupta împotriva criminalității. Între timp apar rapoarte despre răpirea lui Kelly Ridley, moștenitorul familiei Ridley, de către banda mutanților. Batman merge ascunzătoarea lor și reușește să-l salveze pe Kevin cu ușurință, interogând totodată un membru al bandei care să afle de unde a obținut armele pe care le foloseau. Batman se infiltrează în baza militară a Gothamului și descoperă că generalul Briggs vindea arme bandei mutanților pentru a strânge bani pentru tratamentele medicale ale soției sale. Între timp, Robin folosește abilitățile sale de furt pentru a aduna informații despre viitoarea întâlnire a bandei la un depozit local. Când Batman ajunge la depozit în Batmobilul său blindat, Robin se alătură luptei împotriva bandei. Bătălia este intensă, iar Batman reușește să învingă cea mai mare parte a membrilor bandei, cu excepția liderului care îl provoacă pe Batman la o luptă directă. Batman acceptă provocarea și cei doi se angajează într-o luptă aprig urmărită de Robin, care se ascunde în apropiere. Bătălia dintre Batman și liderul mutanților a fost intensă și brutală. În ciuda eforturilor sale, liderul mutanților a ieșit învingător, reușind să-l învingă și aproape să-l omoare
omoare pe Cavalerul Întunecat. Cu toate acestea, Robin a sărit imediat în ajutorul lui Batman și cu ajutorul ei, liderul mutanților a fost în cele din urmă învins. După luptă, Robin s-a ocupat imediat de rănile lui Batman și l-a ajutat să se întoarcă la Batmobile. Odată ajuns, Alfred a verificat starea lui Batman impresionat de curajul lui Robin. Batman a decis să o aducă în Batcave și să o recruteze ca noul său partener. După ce ajung, Batman se retrage într-un colț al peșterii pentru a afla și a reflecta asupra evenimentelor recente și asupra rolului său ca protector al Gothamului. Între timp, știrile TV Gotham au difuzat capturarea liderului gangului mutant și a multora dintre membrii săi în urma atacului lui Batman. Datorită succesului operațiunii, primarul Gotham crede că Gordon a eșuat în a gestiona gangul mutant și decide să-i retragă statutul de comisarul lui Gordon, forțându-l să se retragă din funcție. Primarul din Gotham, determinat să găsească o soluție la problema gangului mutant, o prezintă pe căptanul Alan Indel, un capitan din forțele de poliție, ca înlocuitor al lui Gordon. Noul primar și Gordon merg la închisoare să afle ce s-a întâmplat cu Robin. Lui Robin i s-a spus să se întâlnească cu liderul mutant în speranța unei soluționări pașnice. Din păcate, eforturile primarului au fost în zadar, deoarece întâlnirea s-a transformat într-o capcană. Liderul mutant, cu o mișcare rapidă, l-a ucis pe primar. După moartea primarului, viceprimarul a fost numit noul primar al Gotham. Înapoi în peșteră, Batman a început un nou plan pentru a face față membrilor rămași ai gangului mutant. I-a dat lui Robin instrucțiuni să se deghizeze ca membru al gangului și a ordonat să-i conducă pe toți membrii rămași către un canal în West River. Robin a avut o misiune reușită în a-i convinge pe membrii gangului mutant să părăsească gangul. Odată ce întregul gang s-a adunat, Batman l-a contactat rapid pe comisarul Gordon să-și pună planul în acțiune. Recunoscând că ar fi imposibil să captureze toți membrii gangului mutant, Batman a ales în schimb să umilească liderul gangului în fața lumii. Planul a fost executat cu precizie, deoarece Gordon a folosit intenționat liderul gangului să scape prin canalizare. Cu toate acestea, liderul a ajuns în capcanul lui Batman și acolo Batman a intrat într-o luptă aprigă cu liderul într-o baltă de noroi pentru a încetini mișcările. La final, Batman a ieșit din baltă victorios și a desființat eficient gangul împărțindu-i membrii în grupuri mici. Unul dintre aceste grupuri a fost fiul lui Batman, un grup de eroi inspirați de Batman însuși. După rezolvarea cu succes a cazului gangului mutant, mandatul lui Gordon s-a încheiat, iar el a fost înlocuit de căptanul Alan Indel, așa cum a fost prezentat de primar. La azilul Arkham, Jokerul este văzut recuperându-se după boala sa. 3 zile mai târziu devine obsedat să urmărească știrile despre Batman, ceea ce aprinde pasiunea sa pentru viață și accelerează recuperarea sa. Jokerul simulează remușcarea și îl manipulează pe Dr. Walper să-l invite să apară la televizor pentru a-și spune povestea. Jokerul apelează apoi la unul dintre foștii săi oameni, Abner, și îl recrutează înapoi în planurile sale. Îi cer lui Abner să-i aducă un tip special de ruj hipnotic ca instrument pentru planul său de evadare. Între timp, guvernul american, simțindu-se umilit de o acțiune recentă a lui Batman, îl cheamă pe vechiul său prieten Superman și îl însărcinează să oprească acțiunea lui Batman. Înapoi în Gotham City, un nou gang condus de Bruno, fost acolit, devine o nouă țintă pentru Batman, deoarece devine suspicios cu privire la planul lui Joker de a apărea la televizor. În timp ce Batman încearcă să-l interogheze pe Bruno, Superman apare pe neașteptate pentru a discuta despre revenirea lui Batman, deoarece era ocupat. Batman i-a cerut lui Superman să vină la el acasă a doua zi. Superman a fost de acord și a plecat. Între timp, oficialii Gotham s-au adunat la un restaurant pentru a asista la predarea postului de către căptanul Alan Indel, care urma să devină noul comisar al orașului. În acel moment, Indel, care fusese recent numit comisar, a emis o scrisoare către Batman. A doua zi dimineață, la Wayne Residence, Superman l-a avertizat pe Batman să se retragă din nou în conformitate cu acordul făcut acum 10 ani. Dacă Batman refuza, Superman ar fi fost forțat să intervină. Între timp, poliția tot nu credea că Jokerul a pus la cale o capcană în clădirea postului TV, unde era programat să apară Batman și Robin. Au ajuns la fața locului pentru a-l prinde pe Joker, dar poliția le-a blocat acțiunile ducând la o luptă. În același timp, bărbații trimiși de Abner în numele lui Joker au pus în aplicare planul de evadare a lui Joker. În timp ce Joker i-a intervievat, i-a ucis brusc pe Dr. Walper și pe cei doi bărbați și a eliberat un caz care i-a ucis pe toți din studio. Înapoi la Batman, în timp ce poliția se apropia de el, el a ales să se retragă. Odată ce a primit informații că Jokerul a scăpat, a decis să se întoarcă în Batcavă. Între timp, s-a dezvăluit că Jokerul a mers să o vadă pe Selina Kyle, care devenise o prostituată. Folosind un ruj hipnotic, l-a manipulat și a împrumutat unul dintre angajații pentru a hipnotiza un membru al Congresului. Membrul hipnotizat a lansat cu entuziasm un atac nuclear. Batman, văzând acest lucru, s-a dus imediat la casa lui Selina după ce a auzit că unul dintre angajații ar fi putut fi implicat în hipnoză. După ce a salvat-o pe Selina și a descoperit o sugestie ca următoarea țintă era un festival, poliția a sosit brusc și a percheziționat locul. Batman și Robin au fugit și s-au îndreptat direct către festival. La festival, Batman s-a angajat într-o luptă directă cu Jokerul în timp ce Robin a confruntat-o pe Abner. Batman l-a urmărit pe Joker până la tunelul de iubire, unde Jokerul l-a înjunghiat de mai multe ori. În replică, Batman i-a rupt gâtul lui Joker, dar rana nu l-a ucis. În schimb, Jokerul a ales să-și ia propria viață, lăsându-l pe Batman să fie etichetat ca și criminal. Odată cu
sosirea poliției din Gotham, Batman le-a distras atenția, arzând corpul lui Joker și distrugând caruselul pentru ca Robin să semnaleze ajutorul. Cu toate că era grav rănit după înjunghiere, Batman a reușit să scape cu succes de la locul faptei. Între timp, ca urmare a situației din Corto Malteze, America și Uniunea Sovietică au decis să lanseze o rachetă nucleară. Batman a intervenit și a reușit să o redirecționeze cu succes în afara atmosferei, unde a explodat și a cauzat interferențe electromagnetice extinse, paralizând întreaga electricitate din America. Explozia l-a rănit grav și pe Superman, care a trebuit să absorbe energie de la soare pentru a se recupera. După ce s-a trezit, Batman a observat întreruperile de curent cauzate de interferența electromagnetică și a prezis că Gotham va fi curând aruncat în haos. S-a întâlnit rapid cu Robin și s-a alăturat forțelor lui Batman, un grup de eroi inspirat de însuși Batman. Împreună au lucrat pentru a proteja și a avea grijă de Batman. Batman și fiul lui Batman au ieșit pe străzi pentru a restabili ordinea, făcând din Gotham unul dintre cele mai sigure orașe din America. După ce au securizat orașul, Batman primește vizita prietenului său vechi, Green Arrow, care și-a pierdut brațul stâng în prima luptă cu Superman și acum cere ajutorul lui Batman pentru a lupta din nou cu Superman. Între timp, Superman se recuperează și se rugată de președintele Americii să se ocupe de Batman, care a omilit din nou guvernul. Batman este de acord să lupte cu Superman și se pregătește pentru bătălia finală în orașul evacuat Corto Malteze. Activează planul final și se angajează într-o luptă aprigă cu Superman, folosindu-și costumul special și protocol de distrugere al bunkerului. În timp ce Batman și Superman se luptau, Green Arrow apare la fața locului înarmat cu o săgeată cu criptonită. O trage spre Superman, slăbindu-l și permițându-lui Batman să obțină avantajul. Cu înfrângerea sa, Superman realizează că inima lui Batman bate neregulat și suferă un atac de cord. Distrugerea bunkerului din Wayne Manor a fost văzută și de Alfred, care a murit și el de un accident vascular cerebral. Lumea a fost șocată când a fost dezvăluită adevărata identitate a lui Batman. Bruce Wayne a primit o mormântare adecvată la care au participat mulți, dar în timp ce Superman părăsea cimitirul, auzea un sunet de ticăit provenind din inima lui Bruce. Se vedea pe Kerry Kelly, care sosise cu o lopată, sugerând posibilitatea unui nou Batman care să apară. Pe măsură ce vestea morții lui Batman se răspândea în Gotham, orașul rămânea șocat. Superman, în timp ce pleca de la mormântare, nu se putea elibera de sentimentul că ceva nu era în regulă. Între timp, într-o peșteră ascunsă, Green Arrow și fiii lui Batman au fost vizați de un oaspet de surpriză, Bruce Wayne. S-a văzut că și-a înscenat moartea și era acum pregătit să continue lupta împotriva criminalității. Împreună a început reconstrucția bunkerului și au format un nou grup pentru a se confrunta cu lumea criminală a Gothamului. Morala care poate fi învățată în acest film este că nici cei mai puternici indivizi nu sunt imuni la efectele bunkerului. Totodată subliniază importanța de a lucra împreună și a se susține reciproc în lupta împotriva infracționalității și a nedreptății.